Comunicarea de față prezintă o condică de oaspeți a mănăstirii Budna. Această condică nu s-a păstrat însă integrală. Din ea au rămas doar 12 file care acoperă un interval de timp cuprins între ianuarie 1911 și noiembrie 1912. Această perioadă aparține egumeniei arhimandritului Teofil Patraș, 1901-1917, a cărui semnătură se regăsește pe una din filele documentului. Importanța condicii rezidă în special în faptul că prezintă o serie de interacțiuni sociale pe care mănăstirea Putna le avea în pragul primei conflagrații mondiale. Condica se prezintă sub forma unor tabele, prima imagine, vă rog. În care erau trecute următoarele informații. Ziua sosirii oaspetelui, a doua coloană, apoi numele lui, profesia, domiciliul, următoarea, numărul însoțitorilor și al servitorilor, numărul trăsurilor și al cailor, mesele servite și data plecării. În cele ce urmează vom analiza acest document din trei direcții. 1. Localitățile de unde veneau oaspeții, 2. Straturile sociale cărora aparțineau și 3. Persoanele mai importante. Localitățile. Pentru anii 1911-1912, Condica înregistrează oaspeți veniți din Viena, Praga, Budapesta, Sofia, București, Tirol, Cernăuți, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung, Rădăuți, Siret, Dorna, Seletin, Stanislav, Storojineț, Botoșani, Dorohoi, Iași, Bacău, Piatra Neamț, Bârlad, Roman, Focșani, Buzău, Slobozia, Caracal, Vălenii de Munte, Brașov, Călimănești, Craiova, Caransebeș și Turnu Severin. În afară de acestea, mai sunt înregistrate și 44 de localități rurale. Cel mai frecvent în condică este menționat orașul Cernăuți. Oaspeții veniți de aici erau teologi autohtoni, teologi bulgari, inspectori, directori, profesori universitari, Societatea Junimea, studenți de la facultățile de pedagogie, teologie și filozofie, profesori și elevi de la școala de muzică, învățători, pedagogi, juriști, consilieri de finanțe, deputați, consulul general al României, președintele unei societăți, un avocat, un consilier superior, excursioniști de la școala de meserii, ingineri, funcționari, un maestor, un ofițer, militar, un doctor și un filozof. Așa semnează în condică. Pe locul secund, după cernăuțeni, sunt menționați oaspeții veniți din Rădăuți. Inspectori școlari, directorul școlii de agronomie, profesori, studenți, învățători, judecători, comisari, consilieri superiori, funcționari, un primar, un avocat, un notar și un ceasornicar. Oarecum surprinzător, după Cernăuți și Rădăuți, orașul care este menționat foarte des de către Condică este Bucureștiul, capitala României. Sunt amintiți de aici un ministru, profesori, doctoranzi la diferite facultăți, studenți, consilieri de finanțe, ziariști, juriști, un inspector, un inginer silvic, membrii unei comisii de asigurare, un ofițer și pictorul Aurel Constantinescu. Urmează Suceava. De aici avem profesori, studenți, elevi, un judecător,
teologi, apoi urmează Iașul, de unde au venit directorul școlii de băieți, un profesor de la conservator, care semnează Dragomir, studenți de la Facultatea de Comerț, elevi de la Școala Normală Vasile Lupu, elevi de la seminarul Veniamin Costache, un doctor, un ofițer, diferiți funcționari, și acum vă rog figura 3, aici în rubrica domiciliul, acolo se poate vedea că doar în luna iulie 1911 Iașul este menționat de 4 ori, iar Bucureștiul de 3 ori. Oamenii. După trecerea revista orașelor din care veneau cei mai mulți oaspeți, în continuare ne vom îndrepta atenția asupra persoanelor particulare care vizitau mănăstirea Pudna. Condica înregistrează un număr de preoți din satele Chisălău, Corovia, Budineț, Valeva, Cupca, Gogolina, Repujineț și Slobozia, toate în regiunile Coțmani și Hliboca, precum și preoți din localități mai apropiate de mănăstirea Pudna, cum ar fi Frătăuții Noi, Voitinel și Straja. Unii dintre acești preoți își făceau drum la Pudna destul de des. Pe protoprezviterul Dimitrie Dan din Straja, Condica îl înregistrează de 10 ori, în ianuarie, februarie, 15 august și decembrie 1911, apoi iarăși în ianuarie, aprilie, iunie, august, septembrie, noiembrie 1912. Alți preoți apropiați mănăstirii mai erau parohul Mihail Dolinski din satul Corovia și preotul exarh Ioan Bucevski din Bodineț. Pe aceștia, Condica îi menționează separat pe fiecare de 5 ori. Prezbiterul Dimitrie Dan venea mai ales singur, însoțit uneori de un slujitor, iar odată însoțit de un diacon. Călătorea, tot uneori, cu o trăsură cu doi cai. Nu rămânea peste noapte în mănăstire, nu servea prânzul sau cina, ci doar ojina, adică o gustare care se servea cam la ora 4. În schimb, preotul Mihail Dolinski venea întotdeauna cu familia. Odată este menționat împreună cu preoteasa, iar în alte două ocazii este amintit împreună cu alți doi sau trei membri ai familiei sale. Rămânea una, două sau chiar trei zile. De pildă, la trecerea dintre ani, 1911-1912, preotul a rămas în mănăstire în zilele de 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie, timp în care va fi participat, firește, împreună cu egumenul Teofil Patraș, la slujbele specifice din această perioadă. Separat însă, Condica o registrează pe Aglaia, soția preotului amintit mai sus. Într-una din dăți, pentru că a venit de mai multe ori, anume la 13 august 1911, așadar la sfârșitul postului adormirii Maicii Domnului, prezbitera Aglaia, însoțită de un membru al familiei, probabil un copil, au venit la Pudna, probabil pentru taina mărturisirii. Alți clerici care veneau la Pudna în anii 1911-1912 mai erau Ortisie Popescu, egumenul Suceviței, menționat în Condică de 3 ori, arhimandritul Ipolit Vorobchievici, egumenul Dragomirnei, ieromonahul Antonie de la mănăstirea Cernica, ierodiaconul Damaschin Popescu de la mănăstirea Bogdana, cea de lângă Onești. Un alt lung șir de oaspeți erau oaspeții mireni. Între aceștia se remarcă Apollo Patraș, probabil rudă cu egumenul Teofil Patraș, Apollo Patraș fiind judecător în Siret, care este registrat de Condică de 8 ori. Venea uneori singur, alte ori împreună cu familia. Una dintre șederi avusese loc în zilele de 29, 30, 31 decembrie 1911 și ianuarie 1912, așadar tot la trecerea dintre ani. Și în acest caz,
Condica o registrează separat pe soția acestuia, Lucreția Patraș, care venise la Putna în data de 25 iulie 1912. Alte nume registrate de Condică sunt cele ale lui Constantin Berariu, de 3 ori, Eugen Tarangu, o dată, ambii comisari, precum și cel al lui Victor Tomașciuc, de 3 ori, judecător din Cernăuți. Un prilej excelent de a veni la Putna era hramul, 15 august. În anul 1911 au fost prezenți Teodor Tomașciuc, consilier superior din Rădăuți, Dimitrie Dan, protoprezbiter din Straja, Chelar, doar atât semnează, profesor gimnazial din Cernăuți, Emilian Iliuț, învățător superior din Vicovul de Jos, iar în anul 1912, capitanul Băncilă din Focșani. Alte informații ale condicii privesc primirea oaspeților. Condica arată că mănăstirea avea suficiente resurse pentru a servi una, două, trei sau chiar 4 mese pe zi, adică mic dejun, prânz, gustarea de la ora 4, numită ojină, și cina. Acestea se serveau nu doar persoanelor particulare care se găseau atunci în mănăstire, ci și grupurilor care puteau avea 25, 50 sau chiar 70 de persoane. În situațiile în care mănăstirea nu oferea aceste mese, oaspeții primeau în schimb o mică tratație, mai exact, o dulceață. Vă rog următoarea filă. Ultima rubrică, acolo, vedeți că este completată din loc în loc cu același cuvânt. Acolo scrie de fiecare dată dulceață. În stânga, în celelalte rubrici, acolo sunt precizate mesele. Dejun, prânz mare, prânz mic, ojina și cina. Observați că cuvântul dulceață acolo este exact direct în rând cu acele liniuțe care arată că mesele respective nu fusese servite, în special la mijloc, acolo se vede mai clar. În cazul grupurilor foarte numeroase, de pildă, cel care a venit de la Horonicul de Jos, în 1911, și care era format din 110 elevi, sau grupul școlii de fete din Suceava, cu un efectiv de 271 de elevi și profesori. Servirea acelei tratații, dulceața, devenea imposibilă, astfel încât oaspeții beneficiau doar de îndrumare prin biserică și muzeu. Și pentru că veni vorba de muzeu, și cu aceasta încheiem scurta intervenție, mai menționăm că Registrul oaspeților ne oferă cea de-a doua atestare documentară ca vechime a Muzeului Mănăstirii Putna, 22 octombrie 1911. Prima atestare este doar cu câteva luni mai veche, 2 iulie același an. La 22 octombrie, în mănăstire sosise o comisie însărcinată cu verificarea stărilor obiectelor din muzeu. Vă mulțumesc!